Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Utopia! Astăzi voiam să te introduc, dar ok, eu îi salut deja. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă plac aceste episoade. Bun, deci avem foarte, foarte multe animale. Am găsit și vulpă la rest, să vă arăt. Uitați-vă cât de drăguțe sunt! Iubesc, de drăguțe! Și ne mai lipsește un animal tot așa rar, este un urs panda maro. Și astăzi o să mergem în căutarea lui. Speram să nu spui asta. Cum adică? Oh my God. Ești fericit că mergem într-o aventură? Ba da, doar că e foarte, foarte greu de găsit. M-am uitat, gen șansa de spawn e 0,5%. Păi, am găsit vulpea asta, era la fel. Nu, cred că e șansa de spawn e mai mare la vulpile astea, cred că e de 2 sau 3%. Dar nu contează, noi o să-l găsim pentru că lipsește de aici, de la noi. Și eu vreau să-l am, pentru că mie îmi plac animalele foarte mult și vreau să iau fiecare animal. Și mie îmi plac animalele, gen, da. Ok, haide, bine. Hai să mergem atunci la junglă. Mă, trebuie să găsim o junglă. De ce ai aflat în ce direcție ar trebui să mergem? Sincer să fiu, da, am aflat. Dar primar trebuie să mergem în Nether. De ce? Fiindcă prin Nether trebuie să traversăm. Asta dacă nu vrei să mergem 10.000 de blocuri pe jos. Sau cu Elytra, dar oricum durează foarte mult. Nu știu, tu ești aici cel care se pricepe cel mai bine, pentru că eu sunt nouă. Ok, uite, vin aici, pe scările astea. Uite pe astea. Și avem de mers 1000 de blocuri prin Nether. Pe ce am venit cu urșii? Da. Ce amintiri. Pa, atunci am început... Nu, n-am început atunci grădina zoologică. Am mers după urși, fiindcă au venit urși panda. Da. Eu dinainte voiam animale. Am obsesie, mie îmi plac animalele foarte mult. Bun, după foarte mult timp de mers, în sfârșit am ajuns. A fost groaznic drumul, deci așa, obositor. Mamă, și imaginează-ți că în momentul în care o să găsim un urs din ăsta, o să trebuiască să îl ducem din nou pe drumul acela. Bine, de fapt, o să mă sacrific pentru acești urși. Da. Sunt mult prea drăguți. Hai prima oară să sperăm că o să găsim un urs din ăla, sincer. O să găsim, pentru că știu că o să găsim. Mi-a zis cineva pe live, la un moment dat, că este un urs aici, pe lângă care am trecut eu, gen, pe lângă un urs din acesta, maroniu, și poate încă e la fel. Poate încă e aici. Serios? Da, 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 mi-a zis cineva pe live, că am trecut pe lângă unul. Și poate... De fapt, mai mulți mi-au zis pe live. Și poate e încă aici, acel urs maroniu. Pe dar e foarte tare. Sincer, nu știu cum arată. Adică, imaginezi că e un urs panda maroniu? Nu știu. Hai, ne împărțim. Tu du-te într-o direcție, eu mă duc în altă direcție. Ce ești de asta? Mergem să căutăm? Da, 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 da. Te că eu vreau să-mi iau niște liane de acestea. Greșit. Încă ții liane din astea? Da? Care-i problema ta? Nicio problemă, doar caută. Am găsit papagali. Vreau și papagali, cu ce eram? N-am semințe, stai să caut. Mamă, nu găsesc nimic până acum. Deja nu am. Uite, am găsit doi urși. Am găsit doi urși gen panda normali. Serios? Păi așa că merg la locul ăla unde eu zis lumea că... Nici mă chinuiam să caut. Dar vin acum, promit, mă duc să mă uit. Stai să mănânc. Păi zi că vin. Ok, încerc, nu știu, efectiv plimbă-te prin junglă și o să găsești. Nu e cine știe ce, ia stai așa. O să te plimbi cu Elytra dacă simți că vezi mai bine gen deasupra. Fac. Dar nu știu cât de bine vezi cu Elytra, sincer să fiu cu tine, e vezi. Păi aia e problema, da. L-am auzit un urs panda, ia să vedem. Nu pot să cred. Chiar am trecut pe live pe lângă... Wow, cât de tare arată, nu-mi vine să cred. Chiar ai găsit? Da. Dar de ce tu mereu ești așa norocos? Deci cât de drăguț e. Wow, cât de drăguț e. M-am lovit de toți copacii. Cum fac? Tu nu vreau să-l pierd, așa, îl bag în barcă. Bună, micuțule. Mă rog, micuț, că ești de 4 ori cât barca. Deci cât de tare arată, iubire. N-ai idee cât de tare arată, jur. Nu, chiar nu am idee, pentru că sunt pe altundeva, încercând să caut, dar n-am găsit nimic pentru că tu mă regăsești. Wow, v-am găsit! Uite-te la el, ce drăguț! Hei, bebeluș! Uite, Bambus. Doamne, Ioa, de ce ține capul așa? Nu știu, e stricat, cred că ursul ăsta panda. E ok? Okay. Sincer, sper că e ok. Nu știu de ce stă așa. Da, nu știu ce să zic despre asta. Mi-l pare ok, nu? Bun. Cum o să-l ducem acasă? Da, asta o să fie cel mai greu lucru de făcut. O să trebuiască să-l plimbăm cu barca până la portal și de acolo...
Fai de cap, deci e foarte, foarte, foarte. De fapt nu e chiar așa departe portalul. Ar fi fost fain să avem doi urși. Băi, acum iubire. Păi da, dar o să facem exact cum am făcut cu vulpile, știi? Da, mă gândeam la asta, da. Aș fi vrut papagalul măcar. Stai așa, stai acolo unde ești, ca eu să mă pot ghida astfel încât gen, eu trebuie să fac aici un tunel din ăsta. Ok, ești lângă urs, stai așa, că imediat ajung într-o clipită. Și cum ți se pare? Foarte interesant, o să avem un urs nou, uite ce drăguț e. Trebuie să-i dăm și un nume. O casă nouă, plină cu urși și cu animale. O să-ți facem o mini junglă. Îți iau acum tot ce ai nevoie. Îți iau și un copac de junglă. Ce drăguț. Da, să știi că nu mai avem sapling-uri din alea. Nicio problemă. Oh my god, nu pot să cred. La fix. Vino să vezi tunelul pe care l-am făcut. Așa. Unde-i tunelul? Bun, mamă. E... Nu prea am loc de tine. Oh, cât a grasul. N-am loc de el, efectiv. Te descurci? Nu. Nu încapi? Uite. Oh my god. Vai. Cât a grăsunelul. Vino, băi. Te poți mișca. Oh, măi. Ce-ai făcut? Mi-am dat o lopată din greșeală. S-a supărat pe mine. Și chiar o să mergem așa? Din nou? Păi exact cum... Da, exact cum mi-am dus și pe ceilalți. Oh, iar plouă. Doamne, dar plouă insuportabil de mult pe serverul ăsta. Mi se pare. Mai repede, mai repede. Da, da, e ok. Atâta timp cât nu tună sau alte chestii, e ok. Hai, la Mirana nu-i place ploaia deloc. Nu-mi plac tunetele. Da, nu-i place când tună afară și când... Ok, bun. Ioan, hai. E așa de gras. N-ai loc de el. N-am loc de el să intru în tunel, doamne. Am ajuns. Uite-l. Bună, domnule urs. Mamă. Bun, bagă-l în barcă. Haide, vino, intră în barcă, te rog frumos. Super! Și acum mergem 1000 de blocuri. Așa. Sună foarte distractiv. Da, da, da. Tu când uite la mine, ce-a drăguț. I-am luat bambus. Și am luat ceva bambus, am luat bambus. Măcar îi dai o ocupație, e bine. Doamne, cât de mare e, nu văd de el, efectiv. E ce drăguț. Uite, iar mănânc așa cu capul. Un picior de-a lui e cât tot caracterul meu de Minecraft, gen. Ți-ai tot uită la mine, e așa de frumos. O să-l îndop până ajungem. Te rog, nu-l mai îndopa, și așa e destul de gras. Nu vezi că n-avem loc de el? Te vezi cât de mare e tunelul ăsta? Uite, nu refuză niciun bambus. În sfârșit, am ajuns acasă cu el. Ce nume vrei să punem? Nu știu. Păi tu ești cu numele drăguțe. Nu știu, chiar nu știu. Hai cu mine să facem name tag-ul și până atunci te gândești la un nume drăguț pentru el. Chiar nu știu. Ajută-mă. Dar fără lampă și birou și chestii ciudate. Ok. Nu-i amuzant. Hai să punem numele Dingo. E nume de câine. Uite, vulpe. Așa merita pentru că mi-a mâncat iepurii. Vulpea care a scăpat. Sper că nu fac nimic cu villagerii mei aici. Sper că nu i-au mâncat pe ei. Nu, ok. Cred că mănâncă și oameni. Sper. Bubsy. Bubsy? Da. Cum se scrie? Bubsy. Da, Bubsy. Bubsy. Ok, am pus numele Bubsy. Îl aducem cu urșii ăștia ca să aibă prieteni. Ok, ok, dar oricum lor o să le facem mai mare. Da, o să se înțeleagă, hai să le aducem. Nu-i facem una din asta diferită? Nu, că stă în junglă cu ei. Toți împreună, gen. Păi te-am pus numele Bubsy. Hai, Bubsy, hai de vino. Păi bun, dar oricum ai intrat pe parcela lui nociv, gen, când ai construit asta cu salamandrele și o să-i supere nociv. Pentru intrat. A nu supăra. E, nu? Putem să mai continuăm, putem să mai cumpărăm în spate, gen. Uite, știi? Hai să vedem, mai cumpărăm parcele, iubire, vino. Acum, dar nu i-am construit-o, era deja construită. Eu doar am pus nisip. Am înțeles. Bine, tocmai de aia putem să o construim noi cum vrem, știi? Și uite, dar trebuie să mai extindem. Deci hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, doar ce am terminat de nivelat. Bine. Arată bine, dar știi ce nu arată bine? Faptul că am făcut chestia asta, iglul ăsta aici, în mijloc. Vezi? Mie îmi place. Bun, trebuie să construim căsuța bebelușilor. Bun, uite, avem aici, deci prima oară știi ce trebuie să facem?
Nu. Prima oară trebuie să facem rost de lemn. Lemn normal? De lemnul ăsta gen, uite, stai așa. Cum se numește, zi-mi? Bam, bam, bam. Din ăsta de junglă, uite. Ah, trebuie de să... știu ce trebuie să facem. Exact. Nu-mi place nici asta să fac. Te cred, dar trebuie. Trebuie. Ah, de ce îmi tai scările? Nu. Bun, hai să începem. Oh, a văd că ai început fără mine, chiar așa. Am început puțin fără tine, da. O să le placă așa mult, sper, nu? O să le placă, crede-mă, o să le placă. Ce le punem pe jos? Tot... Păi tot așa, ca și cum într-o junglă. Frunze, liane. Ok. Trebuie să facem designul interior acum. Păi da. Și exterior, pentru că vreau să pun niște liane așa pe lemn. Să vedem câte avem. Avem doar 7, nu pot să cred că așa puține am luat. Văd că arată... Uite, stai așa, să punem și niște bambus aici. Nu punem foarte mulți, fiindcă o să arate urât. Eu vreau să-i pun. Mamă, ce am aruncat pe jos? Stai așa puțin, că am aruncat. Să nu-i pui foarte aproape unul de altul. Lasă-mă, eu îi pun. Păi după aia nu o să mai avea loc să treacă. De fapt, actually, e bine. Uite așa, fără ăsta. Așa. Uite așa. Cât de lungi vrei să facem? Cred că ăsta e maximul. Da, ăsta e maximul. Wow, dar scurea puțin. Pune și aici. Uite că mai punem. Punem mai răsfirat, că așa o să arată mai tare. Uite, pe lemnul ăsta punem. Uite, pe ăsta e bine, pe ăsta punem. Uite. Wow, și ce fac astea? E cacao. Ce drăguț. Da. Mai pune. Chiar arată drăguț. Uite. Așa. Bun. Super. Perfect. Bine. Mai e multe. Mamă, cât ești pe chiar dacă. Trebuie să se simtă ca și acasă, eu ți-am spus. Du-te, du-te niște apă, te rog. Bun. Așa. Perfect, gata. Acum. Arată bine, nu? Da. Hai să punem aici, da? Ok, gata, uite-l. Wow. Să știi că arată mai bine, îmi place. Ce fain se vede de afară. Aud, nu? Bun, hai să ducem prima oară pe Bubsy. Bubsy. Mamă, Bubsy, ce greu ești. Uite-l. Cum l-ai băgat? Mi se pare incredibil cum a intrat pe aici. Gata, am terminat căsuța bebelușilor. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este. Deci chiar îmi place super, super mult. Uitați aici bebelușii, am înmulțit foarte, foarte mulți. Am exagerat puțin. Ce părere ai? Ok. Da, uite cum stau toți, hai să strim toți. Deci puieții de panda mi se par cei mai drăguți. Mă bucur că au toate animalele câte o casă. O să vedem ce animale să mai găsim pe parcurs. Și cam atât ar fi fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Pa, 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 pa.